Bună seara, l-am alături pe Laurențiu de la Diamond Star. Seara asta au pierdut meciul la diferență de un singur gol. Cum ți-a părut? Ceva dezavantajat în seara asta? Au fost băieții mai buni, au jucat mai combinativ. Noi am avut doi absenți, s-au văzut și nu am reușit să construim nimic. Am jucat numai mingi lungi. Cred că ăsta e principalul motiv, pentru că am aruncat mingile continuu. N-am jucat niciun pic joc de pasă, combinativ, deloc. Golul l-am dat pe acțiune individuală, în rest n-am reușit nimic colectiv. Îmi poți rezuma puțin cele două reprize? Să le rezum? Păi, nu știu, ne-au atacat destul de constant ambele reprize. Noi n-am reușit, efectiv n-am reușit să pasăm. Și asta s-a văzut că, mai ales pe final, când nu mai puteam deloc să ieșim din jumătatea noastră, pentru că deja obosisem alergând după minge. Meciul din seara asta s-a părut un meci agresiv? Al nostru nu a fost agresiv. Cel de dinainte, probabil din Liga 1 sau nu știu din ce liga a fost, ăla a fost agresiv și nu am văzut rostul. Până la urmă venim să ieșim la mișcare, eventual după să mergem la o bere, nu venim să ne batem, să ne certăm. Evident că și la meciul nostru au fost nervi, dar în limita acceptabilă. Veți face schimbări în echipă? Veți aduce oameni noi? Nu, sperăm să revină cât mai repede cei doi absenți. Nu e nevoie de schimbări, pentru că nu ținem neapărat să promovăm. Dacă o să fie bine, dacă nu, e ok și aici, mai ales că am văzut că băieții sunt și mai nervoși și în prima ligă și nu venim să ne certăm sau să ne batem și mai rău. Nu uitați să dați like pagina asta de Facebook, Liga Prieteniei, să vizitați site-ul nostru oficial, ligaprieteniei.com. De asemenea, le mulțumim sponsorilor noștri de la Homa Sport Shop și Cipita. Vă pup!